Pacea Domnului și fie ca binecuvântarea Domnului să ne însoțească în mod deosebit în această seară, când dorim cu tot din adinsul să ne aplecăm cu sufletele noastre asupra cuvântului care vrea să ne dea viață. Este un fapt că trăim vremuri solemne și lucrurile care se întâmplă în jurul nostru strigă cu glas de tunet în fața inimilor noastre că, într-adevăr, timpul pe care îl trăim este cu totul deosebit. Dacă ne-am apleca asupra cuvântul Domnului, așa cum deja încercăm în clipele acestea, și dacă o facem cu toată seriozitatea și cu toată aplecarea, cu tot interesul sufletului nostru, Dumnezeu promite să se aplece asupra noastră cu binecuvântarea și cu harul Său. În multe feluri a încercat Dumnezeu de-a lungul vremii să explice oamenilor pe acest pământ cât de disperată, cât de nemărginită este nevoia lor după Dumnezeu. Deși cu toții recunoaștem că nu știu cum facem noi oamenii că nu prea înțelegem asta nicicum. Întotdeauna a fost impresia muritorilor că se descurcă și singuri. Că n-au nevoie. Că merge. Dumnezeu a încercat să le spună că ceea ce ei numesc că merge este o jalnică, o groasnică târire pe uscat față de binecuvântarea strălucită pe care ar avea oamenii dacă l-ar primi. Iar una din expresiile, din felurile care Dumnezeu încerca să explice acest lucru este cea referitoare la apă. Nu pretind că am înțeles nici eu îndreptună până la cap. Este o minune a lui Dumnezeu ceea ce numim apa. Planeta albastră, cum a numit pământul nostru, nu întâmplător este numit astfel, ci din pricina culorii, nu? Felului care arată văzută din spațiu cosmic datorită abundenței de apă pe care o conține. Sunt oceanele, sunt râurile, nu? Știți că uscatul reprezintă din suprafața Pământului doar a treia parte. Așa spune și Cuvântul Dumnezeu, 1000 de ani înainte să se descopere științific treaba asta. Ai prins Pământul într-o treime de măsură. Și 2/3 ce este? Apă. O minune și pentru oameni de știință. Am citit mai de mult un articol despre câte proprietăți cu totul inexplicabile are apa. Nu o să intrăm în detalii în seara aceasta. Vrem doar să ne gândim ce ar face un om fără apă. Știți că în proporție de 80% trupul nostru este din apă. Și cât am putea noi trăi fără apă? Că fără mâncare îți mai merge cu. Deci s-a calculat că un om poate trăi fără riscuri în privința sănătății până la aproximativ 80 de zile. Nu? S-a dovedit că au fost oameni care n-au mâncat nimic peste 168 de zile. Dar au spus așa, siguranță, undeva până la 90 de zile. Așa să fim siguri că omul trăiește. Alții au spus, ba nu, 60 și ceva de zile, poate nu o să trăiască fără mâncare. Dar fără apă. Da, probabil, probabil, cu, ce să zic, cu riscuri grozave pentru sănătate, un număr de zile. Nu mă hazardez să spun câte, un număr de zile. Ei bine, Dumnezeu spune despre oameni că fără a-L avea pe El, sunt ca niște oameni fără apă, ca niște oameni ai deșertului, zdrobiți de soarele necruțător, în praful acela și în bătaia vântului uscat și fierbinte al deșertului, fără șansă să vadă izbăvirea de undeva. Poza pe care o dă Dumnezeu omului, fără prezența binecuvântată a lui Dumnezeu în inima lui, este a călătorului disperat pe care îl înghite pustia. Și ce interesant, că nici atunci oamenii nu întotdeauna sunt dispuși să caute la sursa binecuvântării vieților. Ne referim la un deșert spiritual, ne referim spiritual în seara asta la învățăturile despre apă. Este un verset interesant în Ieremia, capitolul 14, 3.
cei mari trimit pe cei mici să aducă apă. Deci nu se duc la Dumnezeu să ceară. E secetă de ani de zile și nu spui, Doamne, cu noi e ceva în neregulă. De ce e seceta asta? Tu ești stăpânul apei. Ce se întâmplă cu noi? Undeva am greșit, undeva te-am întristat, te-am mâniat, te-ai făcut să îndepărtezi de noi. Preferă să se facă că plouă, cu ghilimele, nu? Deși nu plouă, că e secetă. Și să-și trimită copiii, du-te și adu apă, când știu bine că n-au unde să se ducă. Asta spune versetul. Soluții nespirituale pentru o problemă spirituală. Când ceva e grav, când nu merge, învățătura lui Dumnezeu este să ne întoarcem spre El. Nu să ne facem că plouă și să ne aruncăm vina unii asupra altora. Deci cei mari trimit pe cei mici. Să aducă apă. Dar cei mici, când se duc la fântâni, nu găsesc apă. Și se întorc cu vasele goale. Rușinați și roșii își acopăr capul. Ce tristă poză. Pentru oameni pe care Dumnezeu îi binecuvântase cu făgăduința, vă voi duce în țară bună, plină de izvoare. Prima făgăduință despre țara promisă, înainte de a spune că curge lapte și miere, fost o țară plină de izvoare, o țară plină de ape. Nu? Și a ajuns poporul lui Dumnezeu din vremea aceea sub secete grozave, ca să înțeleagă ceva. Și nu voiam să înțeleagă nici în cazurile acelea. Dar noi, hai să încercăm să ne punem problema spirituală. Suntem noi dispuși să recunoaștem aliditatea sufletelor noastre? Suntem noi dispuși să înțelegem și să recunoaștem în fața lui Dumnezeu că n-avem abundența râului de apă vie care se curgă din sufletele noastre spre viață veșnică? Dacă da, nu vom trimite pe cei mici, adică pe cei, eu știu, din jurul nostru cu mai puțină răspundere, nu? În fața lui Dumnezeu și să-i facem pe ei răspunzători că n-avem apă. Ci vom merge la sursa vieții. Vom merge la Domnul Hristos care spunea despre sine, eu sunt apa vieții. Cine vine la mine, cum spune? Nu va înseta niciodată. Facă bunul Dumnezeu să ne propunem în seara aceasta o evaluare sinceră a felului în care arătăm în fața lui Dumnezeu. Nu e vorba de ascultare, nu e vorba de păzire, e vorba de uscăciune. Putem spune ca tânărul bogat, uscat și el, de zeci de ani, care jinduia după ceva nou pentru sufletul lui, după ceva viu și puternic. Toate acestea, cum zice, le-am păzit din tinerețea mea și tot searbă mă simt. Ce să mai fac? Ce bine să fac? Cum să produc umezeală? Cum să produc apă? Cum să produc torent de binecuvântare din viața mea? Ce răspunde Domnul Hristos? Mai știți? La întrebarea lui ce i-a zis? De ce mă numești bun? Binele? Cum zicea? Binele este unul singur. Dumnezeu. Vrei să produci apă? Asta vrei? Ai uitat că nu ești decât un recipient? Tu poți bea apă. Tu poți deveni prin puterea lui Dumnezeu un izvor, dar nu poți produce nimic niciodată. Decât dacă primești. De ce spui, bunule învățător, mă recunoști ca sursa de viață, ca sursa apei vii? Sau în fel la spune că și eu sunt bun și vrei să devii și tu bun. Și mă întreb ce bine să faci tu ca să fii și tu ca mine. Așa vrei să faci mântuire. Nu ține. Nu știu ce a înțeles acel tânăr bogat. Contextul Scripturii este că n-a prea înțeles. Avea anumite lucruri care voia să-și acopere, să-și stingă setea sufletului cu ele. Și când s-a pus problema să renunțe la toate pentru izvorul apei vii, i s-a părut prea scumpă moneda. Și Marcus spune că Domnul Iisus l-a privit, l-a iubit, când i-a zis, du-te și scapă. Scapă de izvoarele crăpate, de puțurile, pardon,
de recipienții crăpați, care nu țin apă. Termină cu prostiile astea din viața ta. Și vino la mine, izvor de apă vie. Ia-ți crucea și urmează-mă. Și vei avea în felul acesta o comoară sus. Ce spune raportul Sfânt? Tânărul acela a plecat. Vom reveni la acest trist adevăr. Să întorci spatele sursei vieții. Să întorci spatele izvorului când ești în deșert. Și când izvorul te-a căutat pe tine, nu că tu l-ai găsit. Și când e singura ta șansă. Zice că a plecat întristat pentru că avea altceva pe care el îl considera valoros. O fi numai povestea lui, ce credeți? Nu cumva ne merge numele că suntem bine, că suntem plini de sevă. Și de fapt suntem ca valea aceea văzută în Ezechiel, plină de oase uscate. Dacă așa se întâmplă și recunoaște, Dumnezeu poate să facă aceeași minune care a făcut-o dintotdeauna, să dea viață, să facă izvor de binecuvântare acolo unde era pustiu și prăpăd. Fie ca gândul acesta să ne conducă în meditația noastră, nu doar așa ca să petrecem un timp potrivit și un timp binecuvântat în locul acesta, trebuie să plecăm acasă la fel, ci ca să ne punem problema ce vrem să facem cu sufletele noastre. Trăim într-o lume în care se discută prea mult și prea tehnic. Fă așa, nu fă pe dincolo. Dacă ai face și dacă ai împlini, dacă nu știu cum, atunci ar fi. Și oamenii se complică în felul acesta, așa cum este raportat în cărțile sfinte despre întâlnirea de la Ierusalim, când vorbiseră și când făcuseră un întreg ceremonial despre apa vie care simboliza pe Prințul, pe Mesia, care urma să vină ca binecuvântare pentru pământ. Când marele preot mergea cu acel vas de apă adus pe un izvor anume, în sunetul muzicii, în ritmul acelei muzici, și urca încet în ritmul muzicii treptele templului, și când tot poporul, în adorarea lui Dumnezeu și cu respect, urmăreau acea procesiune, și când în realitate în inimile lor, deși se bucurau de acest serviciu de chinare, erau însetați. Deci că deodată Domnul Hristos a stătut în mijlocul lor pe treptele templului și a strigat: Eu sunt apa vie, cine însetează să vină la mine și să bea. Era apa, era izvorul, era râul de viață în mijlocul lor. Și ei se mulțumeau cu formă, cu castronul acela prețios, probabil din aur, în care câteva căi de apă erau duse de către marele preot. Ce să satisfacă nevoia inimilor unui popor întreg acel simbol, dacă miezul este? Asta ar fi pe de-o parte. Haideți să gândim acum din altă parte. E bine sau e rău să fii însetat? Ce credeți? Nu? Pentru că până acum, gândindu-ne la cât de groasnic e în pustie fără apă, ne gândim că e cea mai mare nenorocire pentru un om să ajungă în felul ăla însetat.